localitate din Maramureș a rămas în beznă după ce un tir a derapat pe șosea și a dărâmat un stâlp de electricitate. Dacă situația nu va fi remediată în acest weekend, mii de elevi vor rămâne acasă pentru că școala nu dispune de generatoare de curent. Și nu pot face căldură până nu se reabilitează, restabilește căldura. Și atunci ce se va întâmpla cu școlile? N-au suspendat orele, au anunțat. Deci, fapt, părinții știu că nu este curent. Vor fi mutați în altă parte? Cu... N-a unde să-i mut, că n-ai unde să-i mut. Am rugat să convoace acele administrație și să le iau hotărâre. Mai am întrebat dacă școala are resursa de a asigura funcționarea centralelor în regim de avarie. Mi s-a spus că au baterii și au avut baterii care să mențină curentul electric. Dar durează foarte puțin, undeva până 6-8 ore. Am înțeles. Probabil că e și o pic de lipsă de organizare, poate se putea să se asigure niște generatoare.